Don't like you, she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job. It is. Una! Hello. Snap! Una! Hello, Jeff. Una! Ne-am pus ochelarii lui Mateo că e un soare de să crapă pietrele pe aici, acolo, noi. Și ne ducem să facem vizita la spital. Da. Și suntem deja pe drum de vreo oră. Și unde am mâncat, Mate? McDonald's. Am mâncat la McDonald's. Eu am mâncat un, cum îi spune, o lipie de aia cu pui pe placă. Și Mateu, ce ai mâncat, Mate? Happy Meal. Și am mai mâncat un hamburger. Crochete. Da, de pui. Și Coca-Cola. Da. Da. Mamma mia, da. Da. Așa mă iau un dat la mai tare. Și mi-ai furat ochelarii. Și da. Ce văd eu aici? Mare trafic? Da. Oh my god. Oh. Eu urăsc Roma. No! Eu tu ce e aici, frate? Fuck you. No, perché? Perché? No! Și am mers până în locul ăsta așa, bum, ca lume. Și acum mare trafic, mama mie. Și mai aveam o grămadă mers. Roma e un dezastru, de-aia am plecat noi de la Roma. Că noi am stat și la Roma, Mateo nu. Mateo, când era Rosela mică. Eu am stat 3 ani, cam așa. 3 ani. 2-3 ani. Și ne-am mutat la Anzio, tocmai din cauza la trafic, din cauza la disperarea asta la lume, că a ajunge, de a ieși, de a face, mama mia, la Roma e ceva de speriat. Și hai, trecem pe lângă aeroportul din Fiumicino, Roma! Fiumicino! Mergem în România, Mateo? Hai să mergem în România. Vacanță! Nu să ne mutăm, în vacanță. Mergem? Păi de ce nu? Îți place? Ne-am luat un bagaj noi aici acum. Stai să fiu atentă la stradă să nu greșim. Că noi le avem pe astea cu greșitul, ai Mate? Bă, nu încet am dus oare. Mi-am făcut condiție ca să fie mai... să stau mai liniștit așa. Să nu mai mă pieptă în toată ziua. Da? Da. Mănânc bulanele astea, mi le mănânc, mi le mănânc. Te mănânc. Iată. E mai bine cu ochelari? Da. Te iubesc cu brațe față. Ce te iubesc? Mai mult. Da. Ca tine, mă, puiule, mă, că eu sunt mama ta și mama iubește mult de băiatul, băiatul frumosul. Îți place că te lingușesc așa? Nu mai spui că sunt mare, am 13 ani, nu mai mă trata ca pe un copil, așa zici. Nu mai
Sentiamo a casa. Sto solo usando la mia dolce acqua d'osso per i cantarini e i compagni. Così faranno. Matteo non respira bene. Ci credo mamma dopo. Ce l'ha triana quella oggi. Era un pic di allergia. Matteo è un pic mai sensibile. Și am fost la spital, ne-au făcut radiografie. L-a vizitat ortopedicul și i-a dat niște medicamente. În momentul în care i-a dat medicamentul Matteo, nu-i mai durea piciorușul. Și ne-au trimis acasă. Și trebuie să ne întoarcem marți ca să îl viziteze un alt doctor, ca să hotărească ce fel de operație trebuie să-i facă. Mati! Mă duc să-i dau niște cortizon, că nu l-a luat alergia astmatică. Non potete intimorire il cattivo di questa prigione. Hai tentato di andare nella cosa mi preoccupa. Ne vediamo in quello. Bun, un magazin românesc, e să vedem halva. Vrei halva, mă? Ce? Halva. Ce, să iau? Dacă vrei, că mă ta-ți place. Și avem așa și noi nițele produse pe aici. Pui, pican, molai, alea cei de-alea de ou. E, că o esență de vanilie ia, că de asta n-avem. Dar n-are praf de cop, gelatin. Da, de la n-are. Ce? De asta praf. N-are de lămâie. Conservant. Adică praf de... Ce? Ce de vrei? Zahăr vanila, mami. Am înțeles, dar nu pot. Ce? Maioneză de-aia cu cum zicea Rosela, că am mâncat în România maioneză cu nu știu ce, era cu mărar cu ceva. Nu lo so. Semințe, a, covrigi, uite mă, ce semințe, covrigi. Vrei? Niște covrigi de aia. Vezi că unii cu... Ăsta e cu... Alea îmi place. Cu fruța. Basta?